Primarii sălăjeni sunt nemulțumiți pentru că din impozitele încasate nu pot reține niciun procent în bugetul local, toți banii mergând către bugetul central al statului. Fiecare dintre dumneavoastră puteți aprecia. Nu, am spus de la început, nu este obligatorie semnarea acestui protocol. Dar puteți aprecia fiecare dintre dumneavoastră dacă pentru 5 lei care i-are de plătit un cetățean la bugetul de stat, merită să vină din Zalha până în Jibou sau din Carastele până la Mușoară. Sigur, rămâne la latitudinea dumneavoastră și fiecare să analizați mai ales acest aspect. Primarii s-au arătat nemulțumiți de procedură. Primarii din județe, potrivit articolului 1 din procedură, pot, da? Încheia protocoale cu Agenția Națională de Administrație Fiscală pentru a încasa impozitele din venitul agricol datorate de cetățeni la bugetul de stat în condițiile în care aceștia consideră că este benefic pentru comunitățile lor. În continuare, sublinează faptul că încasarea acestor venituri de către autoritățile administrației publice locale nu este obligatorie. Ar fi o muncă pe care trebuie să o facem în folosul celor care colectează taxele și vin și ne spun că noi nu avem venituri cu ce să dezvoltăm și cu ce să susținem activitățile de la nivelul comunităților noastre, le iau la nivel central și nu se mai întorc înapoi. Eu nu voi semna acest protocol, nu spun ce să facă ceilalți colegi, pentru că fiecare este responsabil față de autoritatea pe care o reprezintă, dar nu ni se pare normal ca toate veniturile din impozit să meargă la bugetul central și noi ne chinuim de pe o zi pe alta să ținem lumina aprinsă noaptea în comunitățile noastre.